Acum, în perioada aceasta în care suntem pe pantă descendentă și în condițiile în care presiunea pe secțiile de terapie intensivă începe să scadă, putem să ne gândim să renunțăm la acele măsuri restrictive care afectează populația tânără, adică cea care are risc mai redus de a dezvolta forme severe de boală, în acele spații și în acele situații în care riscul de transmitere este unul redus. De exemplu, purtarea măștii în spațiile deschise, neaglomerate. Este un aspect, este o situație în care riscul de transmitere este unul redus. Și atunci, probabil că aceasta va fi una dintre primele măsuri de relaxare care vor fi propuse de guvern. Cum s-ar defini un spațiu deschis neaglomerat? Spațiu deschis înseamnă în aer liber. Dar neaglomerat? Probabil că va fi mai greu de definit neaglomerat, dar poate că am recomanda mai multă precauție și purtarea măștii, de exemplu, în zonele în care se desfășoară evenimente cu mulți spectatori. Acolo nu mai putem vorbi de a merge relaxat și de a renunța la mască. La evenimentele sportive, de exemplu, acolo clar, pentru că chiar dacă este spațiu în aer liber, există un risc mai mare de transmitere datorită prezenței mai multor spectatori, acolo se va recomanda purtarea măștii. Sau în stațiile de autobuz, dacă sunt aglomerate. Dar, din nou, acolo riscul este mai mic, este vorba de evenimentele cu mulți participanți. Acolo trebuie impuse niște măsuri de precauție suplimentare. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.